Mulțumesc! Dumnezeu să vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator! Și mă bucur că ați făcut-o dumneavoastră și că acest lucru vine din partea unei parlamentare, unei oficialități care apreciază meritul acestui mare inspector Anghel Năstase. O făceam și eu și la toate întâlnirile pe care le-am avut până acum, colegii știu, am ținut să-l aduc în atenția dumneavoastră, fiindcă Anghel Năstase a reprezentat un cel mai bun profesor de matematică și cel mai bun inspector din țară. Vreau să vă spun că Anghel Năstase a ridicat nivelul învățământului în Bacău. Posturile create la Inspectoratul Școlar au fost create și prin sprijinul dumnealui eu am mare recunoștință pentru colegul și prietenul Anghel Năstase. Dumnezeu să-l odihnească și Dumnezeu să ne ajute să mai avem astfel de oameni. Din păcate, astfel de oameni ca Năstase rari găsim. Dar aici, Dumnezeu să-l odihnească. Aș vrea să-i spun, doamnei senator, două lucruri. Doamna, noi facem eforturi să putem să contribuim și din istorie noi am contribuit la bunul mers al acestei țări. Și în primul război mondial și am suferit și asta. Problema este alta pe care eu o simt și aș vrea să atrag atenția. Existăm, băgați-ne în seama. Haideți, de mulți ani încercăm să existe o comunicare, încercăm să fim vizibili, doar că noi până acum am vorbit. Am fost doar la nivelul de a discuta, dar de a pune în practică mai puțin. Și nu pot să spun că Parlamentul nu a avut grijă de acest aspect. Însă și strategia de îmbunătățire a situației romilor, pe care am creat-o noi, minoritatea romă, și pusă pe masa Parlamentului, nu a fost bugetată. De ce? De ce avem oameni pregătiți? De ce romii contribuie? Haideți să-i promovăm. Avem profesori, avocați, medici, dar stau în spate. Descoperiți-ne, cunoașteți-ne și o să vedeți că vom face o echipă bună. Mulțumesc mult! Oftum aplaudați! Cu scuzele de rigoare pentru cei care trebuiau să mai vorbească, am să dau cuvântul doar colegului meu, Vasile Ioan Gringo, fiindcă trebuie să ne spună câteva lucruri despre acest moment și câteva lucruri care dânsul le cunoaște despre minoritatea română. Încă o dată, mii de scuze pentru cei care trebuia să ia cuvântul.